Bine te-am găsit! Sunt Raico Kuzmanovici și îți sunt recunoscător că ai descărcat această meditație care te poate ajuta în vindecare, menținere sau îmbunătățirea stării tale de sănătate. Dorința mea este de a susține cât mai multe persoane în dezvoltarea lor personală și de aceea, dacă această meditație este pe placul tău, te rog să o împărtășești și cu cei dragi ție. Pentru a începe acest exercițiu, așează-te în poziție confortabilă. Te poți așeza pe un scaun sau într-un fotoliu. Poți sta întins în pat sau pe podea. Este important să te așezi într-o poziție care să-ți asigure un confort cât mai mare, astfel încât să poți să te concentrezi și să rămâi calm și liniștit. Ține cont însă de faptul că dacă alegi să stai întins, poți aluneca cu ușurință într-o stare de somn. În orice caz, acest exercițiu va continua să aibă efecte asupra corpului tău. Acum, închide ochii. Inspira adânc și în timp ce expiri, relaxează-ți corpul. Relaxează-ți creștetul capului. Relaxează-ți fruntea. Relaxează-ți ochii. Relaxează-ți obrajii. Simte cum starea de relaxare coboară prin spatele capului tău. Relaxează-ți buzele, limba și gâtul. Simte cum starea de relaxare cuprinde toți mușchii gâtului. Reflectează la cum te simți în timp ce te cufunzi într-o stare profundă de relaxare. Inspira încă o dată adânc și în timp ce expiri, relaxează-ți umerii, brațele, coatele, antebrațele, palmele, până în vârful degetelor de la mâini. Relaxează-ți spatele. Relaxează-ți pieptul. Relaxează-ți stomacul. Relaxează-ți toate organele din zona abdominală. Cât de bine te simți în timp ce te cufunzi într-o stare profundă de relaxare. Lent, mai inspira odată adânc și în timp ce expiri, simte cum starea de relaxare îți cuprinde talia, iar apoi șoldurile până la coapsele tale. Continuând spre genunchii, gambe, călcâie,
până în degetele de la picioare. Acum te afli într-o stare de relaxare completă. În timpul acestei meditații, conștientizează faptul că ești una cu Dumnezeu. Tu ești de fapt exprimarea prezenței divine în acest timp și spațiu. Vizualizează această uniune a prezenței lui Dumnezeu sub forma unei lumini alb-albăstruie, prezente în centrul fiecărei celule din corpul tău. Imaginează-ți cum această lumină face ca tot corpul tău să strălucească. În timp ce te relaxezi, amintește-ți că Dumnezeu vrea să fii sănătos și fericit. Iisus a spus: am venit ca să ai o viață și să o trăiești din plin. Acestea nu sunt cuvinte aruncate în van. Dumnezeu vrea să ai sănătate, fericire, familie, prieteni și toate lucrurile materiale de care ai nevoie, precum pace și bucurie. Toate acestea sunt parte din împărăție, iar tu ești moștenitorul ei. Pentru a te bucura de roadele vieții, este important să-ți dorești să colaborezi cu Dumnezeu. Trebuie să te relaxezi și să-i permiți lui Dumnezeu să lucreze prin tine. Primul pas este să umpli mintea cu gânduri vindecătoare și să ghidezi în mod conștient creierul tău, astfel încât să trimită mesaje de funcționare perfectă către fiecare parte a corpului tău. Imaginea lui Dumnezeu despre corpul tău este a unui corp care funcționează perfect. Este sarcina ta să imprimi pe creierul tău această imagine, creând-o în mintea ta. Începe acest proces concentrându-te asupra creierului tău. Acest organ este calculatorul care transmite informații de operare către toate componentele corpului tău. Este esențial să programezi creierul tău cu informații pozitive, astfel încât să poată să producă efecte pozitive. Dumnezeu se află în fiecare celulă a creierului tău. Imaginează-ți această prezență sub forma unei lumini și imaginează-ți cum creierul începe să strălucească din ce în ce mai puternic. Imaginează-ți cum lumina pătrunde în totalitate în întregul creier. Cum activează gândurile pozitive care se află acolo și cum pregătește creierul să transmită îndrumări pozitive care vor produce funcționare perfectă în fiecare organ al corpului tău. Lumina pe care o creezi cu imaginația ta reprezintă nu doar prezența lui Dumnezeu, dar și dragostea și vindecarea a lui Dumnezeu. Este o energie infinită care în mod constant produce o funcționare perfectă a corpului din vârful capului până în vârful degetelor de la picioare.
Imaginează-ți această lumină vindecătoare cum coboară pe șira spinării. Imaginează-ți această lumină strălucitoare cum transmite mesajul de sănătate perfectă fiecărui nerv din corpul tău. Concentrează-te asupra inimii și vizualizează cum lumina cuprinde fiecare parte acestui mușchi foarte important din corpul tău. Fiecare valvă și fiecare celulă. Vizualizează inima funcționând perfect, trimițând în mod eficient sângele către plămâni, iar apoi înapoi spre inima prin artere, iar apoi către restul corpului. În timp ce sângele trece prin inimă, imaginează-ți cum aceasta absoarbe lumină și cum fiecare celulă a sângelui pleacă din inimă strălucind cu vindecarea și dragostea lui Dumnezeu. Imaginează-ți cum aceste celule strălucitoare se duc prin artere dornice să aducă vindecarea în fiecare parte a corpului tău. În timp ce parcurgi această meditație, fii conștient că Dumnezeu este prezent într-un mod special în inima ta, făcând-o să fie mai puternică cu fiecare bătaie, energizând fiecare celulă a sângelui cu o putere specială vindecătoare. Concentrează-te asupra pulsului tău, pe care îl auzi, reamintindu-ți că Dumnezeu lucrează prin corpul tău, producând vindecare perfectă. Vindecare perfectă. Vindecare perfectă. Imaginează-ți lumina sclipitoare a prezenței lui Dumnezeu, cum continuă să curgă prin nervii din coloana vertebrală, mergând înspre plămânii tăi, iar aceștia strălucesc cu putere și energie vindecătoare. În timp ce inspiri, imaginează-ți cum oxigenul intră în toate celulele sângelui tău, curățându-le și întărindu-le. Imaginează-ți aceste celule energizate cum se duc prin inima spre tot restul corpului, dornice să-l curețe de orice material toxic, curățând fiecare organ în parte, toate țesuturile, astfel încât toate acestea să funcționeze într-un mod perfect. În timp ce inspiri, imaginează-ți cum oxigenul, dătător de viață, intră în plămâni și de acolo energizează fiecare celulă a sângelui, care, în schimb, oferă dioxid de carbon pe care îl scoți cu fiecare expirație. Fiecare inspirație aduce energie sclipitoare pentru fiecare celulă a sângelui și fiecare expirație descarcă toate toxinele din celulele sângelui. Acordă atenție ritmului respirației tale și vizualizează procesul de vindecare cu fiecare respirație.
În timp ce faci asta, folosește afirmațiile pozitive. Vindecare perfectă. Vindecare perfectă. Vindecare perfectă. Acum, imaginează-ți lumina sclipitoare a prezenței lui Dumnezeu, cum curge prin coloana vertebrală și prin nervi până la rinichi. Imaginează-ți cum această lumină sclipitoare umple fiecare parte a rinichilor, dându-le abilitatea de a funcționa perfect. Imaginează-ți cum aceste sisteme filtrante adună toate rezidurile și toxinele, iar apoi le trimit în vezica urinară, curățând astfel sângele și oferindu-i o putere vindecătoare și mai mare decât a avut-o înainte. Continuă să-ți imaginezi cum această lumină vindecătoare se duce din coloana vertebrală spre stomac și tractul intestinal. Imaginează-ți cum această lumină vindecătoare umple stomacul și tractul intestinal, făcându-le să funcționeze într-un mod și într-un ritm perfect. Imaginează-ți cum toți nutrienții sunt absorbiți de corpul tău, iar toate rezidurile trec prin corp și sunt eliminate cu ușurință, rapiditate și eficiență. Reflectează la cât de bine te simți, știind că toate funcțiile corpului tău sunt îndreptate spre o performanță perfectă, producând sănătate optimă. Acum, imaginează-ți cum această lumină se duce din coloana vertebrală spre toate glandele din corpul tău. Vizualizează cum lumina vindecătoare strălucește, activând sucurile și secrețiile care ajută corpul să funcționeze într-un mod perfect sănătos. În acest moment al acestei meditații, îndreaptă-ți atenția spre orice altă parte a corpului care are nevoie de vindecare. Imaginează-ți prezența vindecătoare a lui Dumnezeu sub formă de lumină, pătrunzând în acel organ sau zonă specifică, și vizualizează cum organul devine perfect sănătos sau cum întreaga zonă devine perfect sănătoasă și funcționează în mod normal. Dacă este posibil, poate-ți dorești să-ți așezi mâinile pe acea zonă. Acest gest te va ajuta să te concentrezi asupra acestei părți a corpului,
dar de asemenea va îmbunătăți vindecarea prin energia vindecătoare care curge din palmele tale. Peste câteva clipe, vei auzi sunetul unui clopoțel care va marca sfârșitul acestei meditații. Aceasta este semnalul pentru corpul și mintea ta să continue procesul de vindecare pe parcursul zilei, cât și în timpul nopții, în timp ce dormi. Totodată are ca scop să întărească această programare. De fiecare dată când vei folosi această meditație, vei imprima asupra celulelor creierului imaginea sănătății perfecte, astfel încât corpul tău să producă vindecare și totodată să mențină și să susțină funcționarea perfectă a fiecărui organ din corpul tău. Pentru a obține rezultatele cele mai bune, folosește această meditație de 3 ori pe zi. Dimineața, cândva în timpul zilei și seara înainte de culcare. Pentru a întări gândurile pozitive din timpul zilei, expune-te la cât mai multe materiale pozitive. De exemplu, concentrează-te asupra a cât mai multor binecuvântări pe care le-ai primit în timpul zilei sau a lucrurilor pozitive care ți s-au întâmplat pe parcursul zilei. Împărtășește și cu alte persoane succesul însănătoșirii tale sau a stării tale perfecte de sănătate. Dar mai presus de toate, interpretează toate senzațiile din corpul tău ca mesaje ale procesului de vindecare. De fiecare dată când devii conștient de respirația ta sau de bătăile inimii tale, repetă în gând: Doamne, îți mulțumesc pentru vindecarea perfectă. În timp ce finalizezi această meditație, repetă aceste fraze în gândul tău de câteva ori. Doamne, îți mulțumesc pentru vindecarea perfectă. Doamne, îți mulțumesc pentru vindecarea perfectă. Doamne, îți mulțumesc pentru vindecarea perfectă. Acum poți aluneca ușor spre un somn profund, liniștitor, vindecător și sănătos. Sau, dacă vrei să-ți continui activitatea, deschide lent ochii, simțindu-te bine și perfect sănătos.